Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre amprenta astrală a lunii aprilie. O să vă spun că, la modul general, aprilie este o lună bună și optimistă. Mai exact, prima jumătate stă sub semnul noilor începuturi, a deciziilor imediate, a acțiunilor dictate de intuiție și flair. Totodată, mijlocul lui aprilie conduce spre puncte de confruntare a unor aspecte legate de autoritate, putere și control. Apoi, la sfârșitul zilei de 19 aprilie, atmosfera se degajează și se stabilizează. Astfel, suntem invitați să ne liniștim, să ne ancorăm în plăceri simple și să ne bucurăm de primăvară. Luna aceasta va fi foarte reușită pentru semnele fixe, în special pentru berbeci și vărsători. Adică veți fi foarte capabili în viața voastră profesională și veți avea parte de o promovare. Veți putea folosi rapid și eficient informațiile, ceea ce vă va câștiga admirația altora. Veți căuta pe cineva cu care să vă împărtășiți bucuria de primăvară, cineva pe plan emoțional. Pentru Tauri și Gemeni va fi un moment ideal pentru a vă găsi un nou partener sau prieten datorită influenței lui Venus. Veți câștiga suficientă forță pentru a ajunge la oameni, cei la care v-ați gândit anterior, dar nu ați avut încă șansa de a purta o discuție serioasă cu aceștia. Iar după 22 aprilie, conjuncțiile pe care Venus, Mercur și Soarele le formează stimulează spiritul de aventură și dorința de exprimare. Prin urmare, ne putem aștepta la schimbări, la oportunități surprinzătoare, care să ne ajute și să ne îmbunătățească viața pe toate planurile, de la cel relațional până la cel profesional sau material. Contextul astral al lunii aprilie încurajează competitivitatea, dezvoltarea, creșterea, astfel încât să avem posibilitatea să acționăm decisiv, activ, pentru a ne schimba viața în bine. Și sigur că vă voi detalia toate acestea la fiecare zodie în parte. Aveți pe ecran poziția planetelor în luna aprilie, pe tabel. Ca și evenimente de care trebuie să ținem seama sunt luna nouă în berbec, în conjuncție cu soarele, pe 12 aprilie. Tot pe 12 avem ceea ce se numește nunta cosmică, adică la ora 20:40, luna intră în Taur și Venus în berbec. Luna nouă este asociată cu noi începuturi, este cel mai bun moment pentru a reflecta la ceea ce vreți să schimbați sau la ceea ce vreți să aduceți nou în viața voastră. De aceea sunt bune ritualurile pe care le cunoașteți de la mine. Începuturile pot fi destul de neclare, adică ne putem păcăli sau înșela. Putem fi ademeniți și vrăjiți. Este o energie care ne poate izola. Ne poate aduce vinovății, fantezii, plăți karmice sau, cu multă pace și credință, ne pot aduce harul lui Dumnezeu. Acum, nunta cosmică, adică această lună nouă în berbec, înseamnă că lumina conștientul dată de soare se unește cu întunericul, subconștientul nostru dat de lună. Și prin această unire încep să împartă daruri pentru toți cei invitați, în special pentru cei născuți în preajma zilei de 12, din orice fel de semn zodiacal. Este momentul din timpul cosmic în care conștientul și subconștientul fuzionează, ca într-o nuntă. Iar această unitate de moment devine timpul perfect pentru a ne alinia conștientul și subconștientul, pentru a ne lăsa ghidați de divinul existent în noi. Pe 27 aprilie avem lună plină în Scorpion. Pentru că m-ați întrebat, zilele bune de căsătorie, analizând poziția lui Venus, sunt 1 aprilie, apoi perioada dintre 3 și 7 aprilie inclusiv și apoi între 17 aprilie și 20 aprilie inclusiv. Mi-ați mai cerut să vă spun zilele când nu se fac operații chirurgicale și aveți pe ecran un tabel cu luna plină pe tot anul, precum și zodiile care sunt influențate cel mai tare de acest fenomen. Luna plină
are influențe negative asupra organismului uman. Adică, contribuie la maladii, afectează vindecarea rănilor, care în această perioadă este semnificativ încetinită și ele se pot infecta. În această perioadă este recomandabil să evitați orice fel de intervenții chirurgicale, orice procedură medicală, chiar și vizitele la dentist. Pe lună plină trebuie să luați suplimente nutritive și vitamine. Înainte de a începe prezentarea pe fiecare zodie în parte, nu uitați că pe platforma Patreon a canalului Mysterious Pedia găsiți materiale speciale, altele decât pe YouTube, aveți titlul de acum pe ecran și mai aveți și concursul unei astrograme personalizate. Haideți acum să vorbim despre amprenta astrală a lunii aprilie pentru fiecare zodie în parte. Vărsător și cei cu ascendent în Vărsător. Tranzitele lunii aprilie favorizează negocierile și acordurile, inclusiv în relația de cuplu și în viața de familie. Așa că eu cred că puteți ajunge mai ușor la decizii comune. În acest mod este foarte posibil să decideți împreună că a sosit vremea pentru o renovare a spațiului de locuit sau chiar pentru o schimbare de domiciliu, astfel încât toată lumea să se simtă confortabil. Cei singuri pot descoperi iubirea mai aproape decât s-au așteptat ca loc, adică atunci când ies să cumpere ceva, la o plimbare prin cartier sau cu ajutorul internetului. Până la jumătatea lunii, veți fi interesați de partea romantică a vieții. Și unii dintre voi o să transformați o amiciție într-o adevărată iubire. Și, în general, mai sunt avantajate și cuplurile mai vechi, unde relația s-a cam amuzat și este un timp bun să o revigorați. Pe partea de carieră sunt mari șanse de a atrage noi colaborări și dacă ești în căutarea unui job, îl vei găsi. Comunicarea prin toate mijloacele este bine aspectată. Dacă te gândești puțin la niște cunoștințe mai vechi, o să constați că sunt foarte potrivite pentru colaborările pe care le cauți. În prima parte a lunii ai grijă să nu cheltui mult și nu lua decizii pripite referitor la finanțe. Planeta Marte, guvernatorul vostru, pe partea a doua de luna aprilie o să vă energizeze munca. O să o eficientizeze și ideile voastre vor fi puse în practică foarte ușor. Pe sănătate, atenționarea este pe o mare pierdere de energie, inutilă mai ales. Și pe ceea ce înghițiți, fie că sunt medicamente, fie că este o mâncare alterată. Călătorile vor fi blocate sau întârziate de către poziția lui Marte și a lui Saturn, așa că eu zic să le reprogramați. O să vă spun eu când este bine să le faceți. Să vedem acum pe zile importante cum stau lucrurile. Cel mai important mesaj al astrelor este dat de pătratul dintre Saturn, aflat în prima voastră casă astrală, și Uranus, guvernatorul vostru aflat în casa 4. Așa cum am explicat și la restul zodiilor, Saturn are treabă cu angajamentele serioase, cu responsabilitățile, cu barierele, cu chestiile pe care tu știi foarte bine că trebuie să le îndeplinești. Iar Uranus este despre libertate, spargerea tiparelor și a barierelor, despre agitație și ceva nou și necunoscut în viața voastră, pe casele 1 și 4, adică propria voastră persoană și casa familiei. Acest aspect astral, destul de complicat, zic eu, te obligă să te uiți la viața ta și să vezi cât de multe responsabilități ai, dacă poți să le mai duci, dacă nu te simți prea împovorat cu ele și ai vrea să mai renunți măcar la unele dintre acestea. Pentru că Uranus vine și te trage de mânecă și zice că este vremea să încerci ceva nou. Poți să ai idei să te muți în altă casă, cu casa de exemplu, în altă locație, în altă țară, poate simți că vrei o altă viață. Ai nevoie oricum de experiențe noi și să ieși din zona ta de confort și de cunoaștere. Pe 4,
Aprilie, Mercur intră în casa voastră 3, casa comunicării, unde se întâlnește cu Soarele și cu Venus. Iar pe 12 aprilie mai avem și Luna nouă, tot pe casa 3. Așa că toată această aglomerare de evenimente astrale se concentrează pe modul vostru de comunicare cu alții, pe relația cu rudele de sânge, cu mentalitatea și gândirea de bază, dar și cu deplasările pe distanțe scurte. Deci voi veți comunica mai mult decât de obicei, veți face noi cunoștințe, noi conexiuni. Poate veți învăța ceva și la rândul vostru veți spune și altora. Și trebuie să rețineți că această lună aprilie este cea mai folositoare din an pentru voi, pentru așa ceva, adică să ajungeți cu vorba la persoane din apropierea voastră pentru ca să vă folosiți de ele. Pe 15 aprilie avem Venus care se mută în casa 4, casa familiei, a originilor voastre, a sufletului vostru, a emoțiilor și relația cu mama mai ales. Aici voi veți avea parte de momente frumoase în familie și lucruri legate de mamă. Iar pe 20 aprilie, Soarele și Mercur se alătură și ele, tot pe casa 4. Mai concret, pe măsură ce înaintăm în lună, energia se mută de la comunicare la atenția pe casă și familie. Înclin să cred că ceva zguduieli ce au legătură cu originile voastre se vor întâmpla. Poate vrei să-ți pui rădăcinile în altă parte sau să refaci ceva ce deja ai. Este un timp minunat să te reconectezi cu mama, cu familia și să-ți pui sufletul pe masă. Venus vă va da cheful de a aduce ceva nou și frumos în căminul vostru, de a vă îmbunătăți confortul sufletesc. Pe 24 aprilie avem planeta războinică Marte, care va intra pe casa voastră 6, casa muncii și a datoriilor asumate, casa stării voastre de sănătate, casa curățeniei, la propriu. Așa că acum eu vă sfătuiesc să vă focusați pe proceduri de sănătate, pe mers la spa sau măcar undeva în aer liber, ceva care să vă mărească energia care oricum e cam scăzută. Puteți să faceți și niște schimbări în dietă, pentru că acum este momentul cel mai bun. Să vă mișcați în acest sens, pentru că Marte este o planetă activă și nu vă lasă să leneviți. Adică nu lăsați pe mâine ce puteți face azi. Între 27 și 28 avem lună plină pe cariera voastră. Mai exact, ceva trebuie schimbat, reanalizat în domeniul vostru de activitate sau chiar un proiect ceva început de ceva timp trebuie finalizat acum. Astrele aduc un nou val, o nouă energie pe această zonă și voi trebuie să vă schimbați odată cu ea. Acum este vremea ritualurilor și voi trebuie să cereți astrului ceva legat de carieră și munca voastră pentru ca să se îndeplinească. Ritualuri găsiți în lista de pe YouTube numită Ritualuri și Astrologie sau cele mai multe le găsiți pe platforma Patreon. Pluto este prima planetă care retrogradează pe sfârșit de aprilie și aduce lecții de obicei. Poate că ai fost rănit și nu mai ai încredere în oameni, dar Pluto retrograd te îndeamnă să-ți reconsideri atitudinea și să înțelegi că adevărata bucurie vine din împărtășire, indiferent dacă este vorba de familie, prieteni sau persoana iubită. Adaptabilitatea este o mare forță, iar deschiderea către schimbare este o adevărată rampă de lansare pentru creșterea ta personală. Așa că nu te opune pasiunilor, viselor și iubirii. Dacă simți că este ceva din trecut peste care nu poți să treci, întoarce-te și vezi dacă nu o poți lua de la capăt. Explică mai mult, comunică mai mult și mai atent, acceptă faptul că oamenii nu-ți pot citi mintea și stă doar în puterea ta să te faci mai bine înțeles. Pești și cei cu ascendent în pești. În prima jumătate a lunii, Soarele tranzitează casa banilor și a resurselor materiale. Asta aduce o perioadă foarte bună pe acest segment.
Dacă dorești să schimbi, locul de muncă este cea mai favorabilă perioadă. Oricum, tot acum te vor avantaja parteneriatele în afaceri. Pe plan sentimental, lucrurile stagnează. Abia după 20 aprilie, parcă se mai dezmorțește atmosfera. În opinia mea, aprilie este o lună în care tu trebuie să te gândești dacă tu, ca om, depinzi cu adevărat de un certificat de căsătorie. În același timp, nu trebuie să amesteci viața romantică cu cea de afaceri, pentru că te vei confrunta cu un dezastru din această cauză. Pentru cei angajați deja în relații serioase, o să se pună problema socotirii finanțelor, adică o planificare a banilor comuni. Pe partea de sănătate, ai grijă la simptome și mergi la medic, adică nu te trata după ureche, cum se spune. O boală veche din trecut se va reactiva și voi o să descoperiți că nu este ceea ce știați voi că este. Dar vestea foarte bună este că după 20 aprilie, recuperarea de orice fel va fi spectaculoasă. Să vedem pe zile importante. Toată luna avem de-a face cu un aspect astral tensionat și dacă învățăm să-l gestionăm, totul este ok. Mai exact, pătratul perfect dintre Saturn pe casa 12 și Uranus pe casa 3. Saturn îți aduce aminte de îndatoriri și responsabilități, de stabilitatea voastră actuală și lucrurile pe care știți că trebuie să le faceți. Iar Uranus te obligă să încerci lucruri noi, ceva despre care nu știi nimic, dar cu siguranță poți învăța. Provocarea astrelor vine din faptul că sunteți invitați să mai renunțați la câte ceva și să porniți spre un alt fel de libertate. Universul știe că aveți anumite responsabilități care nu numai că vă restricționează, dar trebuie să le și pasați altcuiva sau renunțați definitiv la ele. Poate v-ați fixat niște targeturi irealizabile și atunci resetează totul și treci spre altceva, necunoscut și plin de surprize plăcute. Ești sfătuit să fii unic, să fii excentric și vei fi ajutat de către Univers spre o nouă aventură. Tu va trebui să găsești echilibrul între comunicarea cu anturajul apropiat și modul tău de gândire, adică ce vorbește casa 3, și temerile și visele tale și mai ales talentele pe care trebuie să le scoți la iveală și să te folosești de ele. Casa 12. Pe 4 aprilie avem planeta Mercur în casa 2 a banilor, care se alătură Soarelui și lui Venus pe 12 când avem lună nouă pe aceeași casă. După cum vedeți, prima jumătate de lună, acțiunea se petrece pe partea de finanțe, ceea ce mie îmi spune că vor fi noi începuturi, noi posibilități, noi afaceri și negocieri, într-un cuvânt, noi posibilități de a face bani. Tot acum, voi trebuie să săpați adânc în creativitatea voastră, să găsiți ceea ce v-a scăpat până acum și să folosiți, pentru că se pare că aveți un anume potențial personal, ca și înzestrare de la Dumnezeu, pe care nu l-ați folosit. Vorbesc despre un talent latent de care voi trebuie să uzați acum și să-l transformați într-o afacere. Veți vedea ce bine va fi primit de către ceilalți. Pe 15 aprilie avem planeta Venus care intră pe casa voastră 3, iar pe 20 aprilie Soarele și Mercur intră în aceeași casă. Deci, începând cu mijlocul lunii, atenția voastră trebuie să se îndrepte spre conectarea cu alte persoane. Networking, ceva ce trebuie să faceți într-o comunitate sau să învățați ceva folositor pentru viitor. Este vorba despre circulația informației, dragii mei pești. Pe 24 aprilie, planeta Marte intră pe casa 5, casa sentimentelor și a partenerilor de suflet, a copiilor, frumusețea, succesul, ceea ce îmi place să fac și să am, recompensele, educația și aspectul exterior. Așa că este un timp minunat să vă și distrați, să vă bucurați de ceea ce aveți,
să gândiți la ceea ce trebuie să faceți ca să vă atingeți țelurile. Dar atenție! Ceea ce aveți în gând să faceți trebuie să vă bucure și să vă aducă plăcere. De asemenea, partea romanțioasă se va mai accentua. Fie puneți ochii pe cineva, fie o relație mai veche se revigorează. Între 27 și 28 avem fenomenul de lună plină pe casa voastră nouă, care vorbește despre cunoaștere, lege, spiritualitate, lecțiile ce trebuie însușite, relația cu străinii, călătoriile lungi, protectorii și ghizii spirituali. Așa că voi o să lucrați mai mult, mai adânc pe partea de spiritualitate. Poate veți înțelege mai mult și mai bine de ce s-a întâmplat un lucru și ce anume aveți de făcut. Pe lună plină voi trebuie să regândiți o strategie legată de domeniile casei nouă. Să schimbați ceva sau chiar să tăiați răul de rădăcină, cum se mai spune. Ritualurile voastre de lună plină trebuie să fie referitoare la domeniile amintite mai devreme, adică cereți rezolvarea a ceva din responsabilitățile casei nouă. Să nu-l neglijăm și pe Pluto, care intră în retrogradare din 28 aprilie. El o să vă atenționeze că, înainte de a face lucrurile mărețe la care visați, este necesar să realizați care sunt talentele voastre. Ce anume vă face o ființă specială? Pentru că fiecare dintre noi suntem speciali, într-un fel sau altul. Mișcarea retrogradă a lui Pluto este o bună ocazie să-ți flexibilizezi procesele mentale și să accepți lucruri pe care le negai până acum. Acceptă că nu ești responsabil de tot ce merge prost în viața ta și nu lăsa viața să te doboare. Acceptă că trebuie să te iubești în primul rând pe tine ca să poți avea grijă de alții. Acceptă că, deși unii oameni te-au rănit, este mai bine să-ți deschizi inima spre viață și spre ceilalți decât să stai închis în carapacea ta. Universul îți garantează că îți poți atinge visele dacă menții un bun echilibru între fantezie și realitate. Posibilitățile lunii aprilie sunt nenumărate, după cum vedeți. Volanul mașinii, cum se spune, mașina vieții, este în mâna voastră. Trebuie doar să-l rotiți în direcția dată de astre. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, sper ca materialul să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile. Mă puteți contacta la adresa de e-mail afișată pe ecran și în descrierea materialului. Vă pup! Vă doresc să aveți pace în suflet alături de o minte armonioasă deschisă către cunoaștere.